Scandal este și în PNL după referendum. Președintele Ludovic Orban este acuzat din interiorul partidului că duce formațiunea într-o direcție greșită. Conducerea PNL a aruncat partidul într-o nouă aventură și către un nou eșec politic care ne-a rupt de 70% din electoratul liberal. Conducerea PNL nu unește, ci dezbină, nu modernizează, ci propune o politică retrogradă. Ajunge, a postat duminică seara pe Facebook, fosta președintă a PNL, Alina Gorghiu. Și fostul ministru al justiției, Cătălin Predoiu, l-a criticat în termeni duri pe liderul PNL. Mulțumesc membrilor PNL din teritoriu care au înțeles corect gestul nostru de protest față de maniera perdantă de conducere a actualilor lideri PNL, față de lipsa de clar viziune și de corectitudine a actualului președinte PNL. Oricâte jigniri ar profera ca răspuns al unor critici dure, dar la urma urmei colegiale, Ludovic Orban nu poate șterge cu buretele palmaresul său pentru PNL în acest moment. Zero. A scris și fostul prim vicepreședinte al PDL, Cătălin Predoiu. În replică, Ludovic Orban a declarat că responsabil pentru eșecul de la referendum este PSD și că disputele între liberale ar trebui menținute în interiorul partidului. Orban a amintit și că în perioada în care Alina Gorghiu era președinte, a fost semnat un protocol al partidului cu reprezentanții Coaliției pentru Familie. Sunt chiar mirat că fostul președinte al partidului, președinte interimar, doamna Gorghiu, are această poziție publică în condițiile în care protocolul cu Coaliția pentru, pentru Familie a fost semnat în mandatul de președinte al doamnei Gorghiu, iar doamna Gorghiu s-a manifestat în perioada precampaniei din 2016 în favoarea familiei tradiționale. Alina Gorghiu a revenit ulterior cu precizări despre acest protocol și a afirmat că i-a refuzat să-l semneze și că el a fost asumat de fapt de fostul prim vicepreședinte al PNL, Ilie Bolojan, și de către primarul Aradului, Gheorghe Falcă. Fostul lider al PNL a prezentat și copii ale semnăturilor de pe protocol, prin care a arătat că nu este semnătura ei. În disputa de la vârful PNL a intervenit și fostul președinte al partidului, Crin Antonescu. Nu sunt avocatul domnului Orban, dar PNL a dat decizia fiecărui membru să voteze da sau nu, dar și președintele partidului avea dreptul la o opțiune. Ce se culpabilizează? Că Orban a votat și a votat pentru? Suntem foarte mulți atunci care ar trebui să fim excluși. Una sunt libertățile pe care nimeni nu le-a pus în discuție, alta e viziunea conservatoare, a afirmat fostul președinte al liberalilor. Astăzi a avut loc o ședință a biroului executiv al PNL, în care mai mulți lideri ai partidului au pledat pentru discutarea problemelor în interiorul partidului.